Povestea înființării unei bănci de sânge pentru animalele aflate în suferință începe încă din timpul studenției, când medicul veterinar a avut nevoie de sânge pentru a salva viața unui câine rănit. Acum, după ce visul a devenit realitate, fiind și crescător de cane corso, câinii săi au devenit donatori fideli. Am avut un foarte mare succes. Am reușit să salvăm peste 27 de cățeluși până la ora actuală, doar cu transfuzia de sânge. Ideea de a mă implica în banca, în cabinet și în chestia cu banca pentru căței a venit din aportul de a ajuta și ceilalți cățeluși care au nevoie de transfuzia de sânge. Acum câți ani se întâmplă acest lucru? Acum 5 ani. Pentru a dona sânge, ca și în cazul oamenilor, câinii trebuie să îndeplinească anumite condiții. Trebuie să fie vaccinat la zi, trebuie să fie deparazitat la zi și de restul ne ocupăm noi în cabinet. Adică le facem analize, vedem dacă sunt... Vârsta contează? Contează și vârsta, trebuie să aibă până în 7 ani și da, să aibă o greutate de peste 25 de kilograme. Mulți proprietari de câini au trecut pragul cabinetului chiar și din alte orașe îndepărtate, de când oamenii au aflat că aici funcționează o bancă de sânge, singura din Oltenia. Și nu sunt puțini cei care îi sunt recunoscători medicului pentru că le-a salvat animalul de companie. Medicul colaborează de asemenea și cu alte cabinete veterinare din Craiova, care îi cer ajutorul atunci când au nevoie de sânge pentru transfuzii. Există însă și proprietari de câini care au urmat exemplul medicului și au venit să ajute ori de câte ori e nevoie de sânge. Și e donatoare pentru a putea salva și alte animăluțe în suferință. Câți ani are Aki și de ce v-ați orientat către cane corso? Îmi place rasa, îmi place temperamentul lor, îmi place înfățișarea, trăsăturile. Cum ați ajuns să o aduceți pe Aki să fie donator? Cine v-a convins și... Domnul doctor Cernea m-a solicitat și bineînțeles că am răspuns afirmativ. Fără să mai stăm pe gânduri. E cu minte când foarte îi se ia sânge? Da. Foarte cu minte. E donator fidel? Sau, da. De câte ori ne solicită domnul doctor, dumnealui știe ce și cum, suntem prezenți aici. Medicul veterinar face și multe acte de caritate pentru animalele fără stăpân. A inițiat mai multe campanii gratuite de sterilizări, iar ușa cabinetului său este deschisă mereu animalelor aflate în nevoie.